Băcile e deja de aproape o lună de zile la Roma, acolo unde l-a prins și Crăciunul și Revelionul. Mijlocașul a făcut recent o radiografie care l-a încurajat. Osul i s-a sudat bine după teribila accidentare din toamnă din meciul cu Steaua. Băcile nu merge cu colegi în primul stagiu din Turcia, dar va fi alături de ei în cel de-al doilea, programat între 2 și 15 februarie. Băcile și... adică Băcile în mod sigur. După cât am înțeles de la partea medicală, va face parte din lot. Înțeles cu programul de recuperare. Băcile nu se va putea antrena însă cot la cot cu colegii, dar speră să revină pe teren la finalul lunii martie. Până atunci, Grigoraș ar vrea să-i aducă un înlocuitor, nu numai lui, ci și lui Vranje sau Strohmeier. În lipsă de bani pentru transferul, conducerea vine cu o altă soluție. Cred că ceea ce v-am spus mai înainte și când am accentuat faptul că Grigoraș se ține de cuvânt și vrea să-și respecte proiectul, este suficient pentru Pandurii Târgu Jiu. Promovarea tinerilor din pepinerea proprie. Pandurii se vor reuni miercuri după 3 săptămâni de vacanță. Nu vor zăbovi prea mult la Târgu Jiu, acolo unde vor efectua doar 3 antrenamente înainte de plecarea spre Antalya programată pe 15 ianuarie.